În prezent, această bandă este folosită numai pentru comunicațiile wireless, cunoscute sub numele de rețele 3G. Decizia obligă statele membre să deschidă spectrul corespunzător până la 30 iunie 2014, cel mai târziu, și stabilește condiții tehnice armonizate care permit coexistența diferitelor tehnologii. Astfel, Uniunea Europeană va beneficia de acum înainte de un spectru de frecvențe pentru servicii wireless de bandă largă de mare viteză, de două ori mai mare decât cel din Statele Unite, și anume aproximativ 1000 de MHz. Ca urmare a deciziei Comisiei, operatorii de telefonie mobilă vor avea mai multe posibilități de a investi în îmbunătățirea rețelelor mobile, ceea ce va fi benefic pentru întreaga economie, iar consumatorii vor beneficia în timp de transferul de date mai rapide și de mai multe servicii în bandă largă. Un acces mai larg la spectrul de frecvențe pentru tehnologii 4G va avea o contribuție substanțială la îndeplinirea obiectivului în materie de bandă largă prevăzut de agenda digitală, și anume acoperirea universală de bandă largă la cel puțin 30 de megabit pe secundă la nivelul UE până în 2020. Prin această decizie se pune în aplicare liberalizarea armonizată a benzii de 2 GHz în toate statele membre, evitându-se fragmentarea pieței interne în viitor, când va fi utilizată această bandă de frecvență. Flexibilitatea utilizării benzilor de spectru prin eliminarea restricțiilor tehnologice oferă un mod rentabil de dezvoltare a infrastructurii wireless avansate ca răspuns la cererea de pe piață.